Că fumatul este nociv, o știm cu toții, iar tinerii sunt cei care ar trebui să fie conștienți că fumatul în perioada adolescenței prezintă un risc crescut. Organismul este în creștere, iar riscurile sunt mai mari decât la un adult. Direcția de Sănătate Publică a tot desfășurat sesiuni de informare antifumat printre elevi, însă acestea nu au dat rezultatele scontate. În luna noiembrie a anului trecut, medicul Corneliu Saradan a gândit o campanie interactivă. Acesta a pus la bătaie un premiu de 100 de lei și o diplomă pentru școala sau liceul cu cei mai puțini fumători. Până pe 1 decembrie, unitățile de învățământ ar fi trebuit să se înscrie în concurs, iar mai apoi, elevii ar fi trebuit să completeze un chestionar în care să precizeze dacă sunt sau nu fumători. După această etapă, ar fi urmat o perioadă de supraveghere. Din păcate însă, planurile s-au dus pe apa sâmbetei. Ce pot spune eu este că deocamdată nu s-a înscris nicio unitate de învățământ care să afirme că niciun elev din acea unitate nu fumează. Deci deocamdată lista e în așteptare. Probabil că nu vom primi înscrieri, probabil că asta e realitatea. Deși concursul nu a avut succes, medicul își propune în continuare să organizeze campanii în școli pentru a explica elevilor riscurile la care se expun dacă fumează. Ce trebuie de făcut este să intensificăm activitățile anti-tabac, anti-fumat în școli pentru a convinge elevii că fumatul este un element dăunător sănătății. Conform unui studiu efectuat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani, aproape 50% dintre elevii botoșeneni au fumat măcar o dată.